nu mă tem de hate. Cum ai crescut încrederea asta în tine? Câteodată plâng. Pe mine foarte tare mă ajută, de fapt, să plâng. Ți-ai bătezat copiii? Nu. Tu ca să-ți bătezi copilul trebuie să achiți, ca să-ți cununi trebuie să achiți, ca să-ți sfințești mașina trebuie să achiți. Poți să-ți permiți orice. Venitul nostru de bază este rețelele de socializare. Cum era Cătie în școală? Și Cătiușa. Ai YouTube canal? Mă doare direct în cot și cred oamenii care nici cum nu apar în viața mea. El m traumat. Depresia ne-a ne dezbătut gustul de viață. Care este secretul care e, o trezește pe că la viață? Eu mă știu să plâng. El așa de tare m-a simțit. Nu Eu o să mă copt de Te-ai te simțit incomod? Dar și Cristi aici te avea stat după ușă. <laughs> Cristi, te-am laudat. pune un <laughs> like. Fiecare are dreptul să fac și vrea, cum vrea, cu cine vrea. Când ești sinceră cu tine, ce îți pui cel mai des? Asta merită atenția ta? Invitata podcastului de astăzi este Katy Black și când zici Katy Black, deja înțelegi cine e prezent. Mama a trei copii și o femeie extraordinară, pentru că s-a mobilizat foarte repede să vină aici, în podcastul Sincer cu tine. Vorbim pe parcurs. Salut, Katy. Salut! Mersi de invitație! <laughs> Eu îți mulțumesc și apreciez enorm viteza cu care tu te organizezi. Mersi, da, m-am mobilizat foarte repede, știi, dar în orice caz, mersi pentru invitație. Asta oricum e o onoare pentru mine să fiu azi alături de tine. Frumos, eu am apreciat chestia cum tu mi-ai răspuns. Unii întotdeauna, a, dar nu știu dacă vreau, dar tu atât de sinceră și atât de calmă și cu voce liniștită. Că onorată că sunt invitată. Asta e fantastic. Mulțumesc, da. Chiar am apreciat cum tu mi-ai scris ieri noaptea și <laughs> fix atunci am ajuns din România în Moldova și nu știu de ce am intrat în direct, dar e că vezi, înseamnă că asta a vrut Dumnezeu că eu să fiu azi aici. <laughs> vezi? Nimic nu este întâmplător. Eu am mai urmărit câteva interviuri cu tine și apreciez nebunia asta, mm -hmm. dar ești așa un contrast pe cât e calmă și caldă în voce, pe atât de nebunatică uneori în viață. De de ce? Sorry, în ce sens nebunatică? Chiar îmi este. Eu interesant. am privit filmulețele tale pe YouTube ah. și îndrăzneață, curajoasă, fără frică de a fi vorbită sau comentată de cineva, e o imunitate? Cum sunt aceste două lucruri, acești doi oameni în tine? Nu mă tem de hate să fiu vorbită, ba chiar din contra, cred că cât despre noi vorbesc atunci, atâta trăim, știi, de rău sau de bine, dar nebunatic, eu tot timpul cred că eram așa mai, nu, nu mă temeam, eu n-am prea multe frici, da, ce ține de dar și o să creadă lumea și cred că datorează asta mult familiei pentru că tot timp conta ce o spună familia, ce o spună frații și lumea cumva doar vorbește, știi? Dar până la urmă și nu o să vină să, să, mă ajute sau să stai lângă mine să bei un ceai. Aceia e apropiat, așa că părerea lor contează. Ești mamica a trei copii? Da. Cu cine stau ei acum? Acum, la moment, doi cu tata și unul cu bunica. <laughs> Părinții sunt cei care salvează situația atunci când tu trebuie să mergi undeva. A, grădinița grădinița, pentru că doi merg la grădiniță, dar da, bunica, bunica, bunicii bunei, ei toți sunt implicați. Bunicii, adică părinții mei, părinții lui Cristi, pentru că sunt tineri, mă rog, ele toți se implică, da. Știi cum noi glumim că stau în rând și ne-o cu copiii pentru că foarte tare îi iubesc pe toți copiii tăi sunt unicii nepoți sau da, mai aveți? Da, unicii și din partea mea și din partea soțului. Sub aspectul acesta, tu ai fost și ai avut mare noroc. Da, da. La acest sigur. capitol tu ești o norocoasă. De asta și tot timpul menționez că eu nu promovez să avem mulți copii pentru că situația mea este extrem de diferită de situația altor mămici, da? pentru că avem foarte multe la care părinții nu se implică în viața nepoților, da? adică și la mine e cu tot alt fel, alte situații, la mine bunei, te rog, Katia, hai, sâmbătă, eu sunt rând, <gântu -te> să luăm copii la noi. Da, 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 da. Dar te simți uneori epuizată? Ai nevoie și tu de pauze sau ele la tine sunt suficiente? Nu, am, sigur, da. Eu, ca orice om, ca orice femeie, ca orice mamă, câteodată plâng, nu știu, n-am cauze, așa nu se face câteodată. Că vreau să plâng și pe mine foarte tare mă ajută de fapt să plâng detașezi detașez de emoții, dacă se poate așa de spus, și după eu saltăm. <gângă> și eu, noi cu Cristi mai avem că luăm pauze de la Instagram duminică, duminică la noi este ziua familiei, ziua Domnului, noi duminică ne ducem la biserică și după, nu mă, adică nu mai ieșim în Instagram pentru că total este ziua pentru familia noastră, în rare cazuri când, de exemplu, suntem plecați și nu-i problemă da, să ieșim în și în stories. Pentru că, de exemplu, suntem pestihotare sau content interesant, dar în rest e prioritar ca duminică să fie pauză. Nu faceți exces de pagini de socializare. Nu, 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 nu. În, în limite. <laughs> în măsura în care trebuie. Da. Ai spus că mergeți la biserică și m-am gândit dacă sunteți ortodoxi. Nu, nu, nu suntem. <laughs> care este religia voastră? Noi nu avem religie. Noi credem în Dumnezeu. Și pe mine asta foarte mult mă aranjează faptul că eu nu promovez nicio religie. Uh, simplu cred în relație cu Dumnezeu care nu are nevoie de o persoană la mijloc, da? Ca eu să există eu și Dumnezeu. Fără Totuși te duci la o biserică. Totuși mă duc, da, dar biserica... La care din ele? Ortodoxă, catolică. Nu, 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 e, e, ok, evanghelistă dacă se poate așa de spus, dar mă rog, hai ok să o numim evanghelistă, biserică evanghelistă. Oamenii și... care cred după Biblie, da, și adică cumva nu vreau să spun că este o religie pentru că Isus nu a avut religii, de exemplu, da, când, când a apărut. Religia în genere e o afacere pentru mine, da tu ca să-ți copilul trebuie să achiți, ca să nu trebuie să achiți, ca să-ți sfințești mașina trebuie să achiți. Și asta pentru mine e business. Tu ți-ai sfințit mașina? Nu. Ți-ai botezat copiii? Nu, 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 nu. Niciun copil nu l-ai botezat? Nu, pentru că eu cred că asta o să fie alegerea lor într-o vârstă conștientă. Totuși nu l făcut? De cununat ai cununat? M-am cununat nu în biserică ortodoxă. Da? Nu ne-am cununat, nu ne cununat din biserica noastră. Tu ai Dumnezeu tău, tu ai oamenii tăi, tu încerci să păstrezi o distanță, cum zici, de business-ul acesta moldovenesc și să-ți construiești cărărușa ta. Poți spui asta așa? Eu oricum cred că Dumnezeu e unul și Părinții tăi uh, sunt uh, evangeliști sau ortodoxi? Da? Nu, nu, noi nu sunt Adică, părinții mei nu sunt ortodoxi. Tu ai preluat asta de la ei. Um, e o continuare? Nu, nu. Ei mi-au dat, de fapt, uh, o. I, prin exemplu lor, eu am văzut că eu îmi, pl îmi place viața lor și eu vreau așa viață pentru copiii mei și pentru uh, viitorul meu, da? Pentru că părinții mei erau cel mai mare exemplu pentru mine, de fapt. Și nu cred că era chestia în, în biserică sau în religie, pentru că... Nu știu. Ai un bătăi de cap. Ce să faci? Cum să-ți organizezi timpul? Cum să-ți setezi orele? Cine să stea cu cel mic? Cine să stea cu cel mai mare? Eu, eu sunt o persoană organizată, de fapt, și de cu sară, ba chiar am plan pe lună, plan pe săptămână și plan pe zi. Și de cu sară eu planific ziua și știu că la ora 7 noi ne trezim, la 7.30-8 noi trebuie să ieșim din casă ca băieții să fie la grădiniță și după noi suntem așa, dacă spați dispus, mai liber și organizați. <laughs> Vă faceți timp pentru voi atunci când uh, trebuie. Practic, voi trăiți acum din pagini de socializare. Tu nu ai un job la care să te duci? Să eu stai în că, banca ta? Eu cred că jobul meu asta e rețele de socializare și să desprețuim munca mea am simțit un pic parcă despreț. Tu n-ai un job. Ba da, eu am. Eu știu că asta te consumă mai mult decât cei asta, ce uneori asta e un poți să o face. Da, Asta e un job achitat, asta e tot oficial, companiile mari achită și eu mă mândresc cu asta. Asta, asta trebuie e job să meu, mii, da, să faci. Eu, eu obosesc ca și orice persoană, eu progresez, asta e lucru cu diferiți oameni, pentru că sunt diferite companii. Și acolo este și psihologie. Așa că, da, venitul nostru de bază este rețele de socializare. Până la rețele de socializare, tu ai reușit să lucrezi într-o companie, să te duci la serviciu, să lucrezi pentru cineva? Din păcate, da. Ai reușit? <laughs> da, eu am lucrat la hotel jumate de an, la recepție, și asta era o experiență nu ce mai plăcut, da? Pentru un 20 de euro, un 400 de lei, să stai, pa chiar 350, nu ți am minte, 350 sau 424 de ore, una peste două. Asta era foarte greu. Tu 24 de ore nu trebuie să dormi, pe urmă tu pierzi a doua zi pentru că tu cumva încerci să-ți revii și a treia zi te odihnești și te pregătești că mâine iar la lucru. Așa că cred că eu singur mi-am făcut așa un, m-am făcut un freelancer, dacă se poate dispus, pentru că mie mi îmi place ceea ce fac și eu nu m-aș regăsi într-un job de la 8 până la 6 să, să stau într-un oficiu. Dar foarte tare respect oamenii care asta pot să o fac, pentru, pentru mine asta e foarte greu. Cred că e reciproc, cei care sunt în birou respect ceea ce faceți voi. Pentru mine, paginile de socializare este un consum extrem de mare. Da, asta, asta e greu pentru că acolo sunt oamenii non-stop. Adică tu lucrezi pentru oameni și tu îți expui viața ta tot pentru dânșii. Și nu în sens rău, adică, dar, dar, oricum, și oamenii au păreri diferite. Și oamenii vor să-și expună părerile. Ai reușit să finalizezi școala de sport? Universitatea de sport? Universitatea, sigur, da, da. Am susținut teza de licență pe nota 8, dacă am lucrat după, um, profesie. Prin asta că tu ai făcut turism, ai călătorit suficient? Crezi că turismul și-a lăsat o amprentă pentru visele tale de a vedea lumea, de a hoinărie, de a culege noi experiențe? Eu cred că asta era investit de părinți încă de când eram mică. Părinți tot timpul ne duceau la mare, la munți, noi călătoream. Așa că dragostea de călătorie nici de cum nu datoriez faptului că am ales facultatea de turism simpui simplu cultiva din copilărie. Părinții au știut întotdeauna să, să dească ceea ce trebuie în tine și eu simt că în tine este fetița aceea cu caracter, pe cât de blândă, pe atât de puternică și asta e fantastic. Și ca să ne oprim un pic la copilărie, cum era Katie în școală? Eu tot timpul aveam prieteni, adică nu eram din categorie copiilor buliți, da, care aveau bullying, Meni mėgdavo profesoriai, mėgdavo kolegiai. Nuo to, kaip ir ne, su šine atvykstu į mokyklą, su šine išeinu iš mokyklos. Berniukai, turėjau plesi iš manęs. Žinau, aš priimu daug valentinų. Pirmai, kai neametėm į Chișineau, nes gyvenau la Neninui, klasa A8, ar ne? A8 ar 9? A8. Ir išdaviau, vis dar padariau draugių į Chișineau, kažkaip buvo. Eu tot timpul eram foarte soci sociabilă, da? Eu putem să, să vorbesc cu oricine. Trebuie cu profesorul, nici o problemă. Cu director, directoarea, nici o problemă. Cu cine tot putem rezolva printr-o discuție. Haideți! Și după când am început să mă ocup de vlogging pe YouTube, cumva să nie, nu, nu, pot spun că era agresiv, da, sau ceva, dar așa, și Cătiușa, ai YouTube canal? <laughs> și, adică, oricum, asta era din partea, nu, cercului meu restrâns de prieteni, dar așa, cumva, colegi de clasă, dar oricum, nu era atât așa ca să ne aduc aminte că nu vrem să vin la școală, că era așa de rău, simplu, oricum, mă simțeam cumva înăuntru că eu fac ceva diferit de ceilalți și încă până când asta nu acceptă. Dar... Asta nu te-a oprit din drum, și tu nu, ai continuat. Eu, eu mă mai repet că pe mine mă doare direct în cot și cred oamenii care nicicum nu nu apar în viața mea. Adică eu din asta trăiesc. Da, nu, mă întrețin în același timp. Da, e corect. Da, 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 dar da, nu e chestia că pe mine eu din asta pot să fac și content, adică din hate. <gutim> eu trebuie să iau lecții de la tine, simt. <gutim> asta da, e o calitate pomodius. foarte bună te acomodezi cu asta și înțelegi că nu poți să le plași la toți și nici nu înșerci într-un moment. Că era, erau cândva perioade, parcă, de ce să fac, ca să le plac la toți? Dar n să le plași. cum nu le plași la toți roșu, așa și n să le placă la toți de tine. Liniștește-te. Le Lecțiile acestea, tu ți le-ai învățat pe parcurs sau ai avut oameni și oameni, dar experiența mea nu se compară cu nimic. <gători> Știi, poate de 10 ori să-ți cineva în teorie cum să faci un tort, dar până când nu încerci în practică, e ca, e ca asta e, să e Asta da. e bună. La școală spuneam că uneori colegii puteau să facă glumii de a că ai ai canal de canal. YouTube. <gători> Cumva, în timp, cum privești aceste aspecte, aceste lucruri, aceste momente? Ele te-au blocat? Nu, nu. Niciodată? Nu, nu. nu nu, no, ba invers. Eu vreau să dovedesc. Când am început să fac primi bani de pe YouTube, aveam 16 ani. Mi-am cumpărat iPhone atunci. Și Adică pe mine mă motivau banii, da? Dacă se poate așa de Asta tot și tot e o motivație, da? Banul e o motivație. <laughs> și eu înțelegem că poți vorbești acolo cât vrei, dar eu mi-am cumpărat iPhone nou, <laughs> așa că vorbești mai departe. Cumva, uh, uh, vedeți că eram, aveam 16 ani și ne spărea că tăi înainte și eu mă bucuram de și ei. Adică tot timp eram o persoană foarte mulțumită. Spuneam, dacă fac asta la moment, înseamnă că așa trebuie să fie. Înseamnă că asta e lucrul meu la moment. Dacă nu o să fie, super. O să ne acomodăm sub altceva. Până când este, mulțumim. Găsești partea bună în tot. Tot timpul. Eu, și găsești, da, eu găsești aspectele pozitive. Dar în Anii tăi de liceu, un anii tăi de gimnaziu, Ai avut momente care te stresează, să te enervieză, să te fac plângi? Există cealalt catiuș în tine sensibilă pe care o supără niște lucruri, o supără niște oameni? Da, sigur. Eu am fost într-o relație, dar am avut să-ți despre asta, am fost într-o relație toxică unde mă simțeam foarte rău dacă se poate așa de spus, era un... Mă întâlneam cu un băiat mult mai mare decât mine, mă rog, mult, șapte ani, dar când tu ai 16-17 și el are 25, le că... mă <gânguia> <o leg> straniu. <gânguia> și asta eu am așa gândesc, atunci e spărea normal. <gânguia> Şi, el, el mult m-a marcat. M-a învățat să mă urăsc <laughs> m-a învățat să, să mă tem, da? să fiu așa știți, mai vulnerabilă. Da, da, da. Și iarăși, părinții mei s-au amestecat în relație și au spus, aici încheiem, gata. Tu cu bărbatul ăsta nu o să fie niciodată În momentul în care tu iubești și nu, cineva ți interzice. Nu, nu era nicio dragoste, doamne, era... Adică deja când uh, au intervenit părinții, erau, erau uh, relații... Eu, <fie> simplu mă temem să plec de la dânsul. Eu, uh, cumva, prin semne și mână de ajutor. <fie> nu că nu îl iubeam atunci. Nu. Eu eram dependentă de frica pe care el mi-a impus -o nu știu dacă corect m-am exprimat. Exact. Dar, da, el m-a traumat. Așa că eu sunt foarte mulțumită părinților, pentru că dacă nu ei, dacă nu tata cu mama, mai ales tata, avea așa mai departe, cred că să mă duc și să mă căstoresc cu dâns, pentru că eu mă temem să-i reproșez în orice. Nu că să-l să las, da, dar spun că eu nu vreau să mănânc azi asta sau că eu vreau să mănânc pentru că el era foarte um, dependent, de e cum trebuie să arate o persoană lângă dânsul, da, eu stătem pe niște diete, eu când... și uh, cea mai mică greutate a mea cu dânsul în relație era 39 de kg, 40 eu am nemerit la spital din cauza asta. Și, și, el oricum tot timp îmi spunea, tu gras noi vorbeam în rusă atunci el tu gras, tu gras, uite la tine și gras ești și eu într-adevăr mă uitam, o fată care cântărește pață și câteva de kilograme, mă uitam în oglindă și ziceam, doamne și ești de grasă și mă vedem grasă ia ca cum uh, poate să influențeze uh, părerea omului care e în conjurimea ta non-stop, iacă, dacă spui da dar datorită acestui fapt ai reușit să vezi partea asta vulnerabilă în tine? Și cum poți fi dominată de cineva? O, da, eu mai și mult, cum poți să te mult, Da, și pe mine asta așa de tare m-a marcat că eu acum nu permit la nimeni la nimeni să, să folosească de mine sau cumva să mă înjosască, să-mi spună ceva despre înfățișarea mea adică eu nu, știi, hate-ul care e acolo pe online nu mă deranjează. Pot să-mi scrii că ești grasă atâta timp cât uh, eu mă uit în oglindă și eu mă iubesc. Asta e cel mai important. Și iată, asta eu îi datorez totalmente soțului meu. Pentru că el mă, știi, mă scos din ruine cumva și m-a zidit din nou. Pentru că el poveste, eu nu-ți minte asta, dar el spune că când vroiam să te mângă, e putea că așa te, te de Eu nu-ți minte asta, dar ea că Cristi spune că așa era. Acum eu pot să-l bat, dar, dacă trebuie, Cristi, un lichi. Te trezești la viață ca să nu, revenim în stai, nu, nu, l bat pe Cristi, fără, fără, violență în familie. Da, oricum, deja ai puterea asta de decizie și tu poți da. să zici că eu sunt cea mai frumoasă. Da, și cea nu mai există temere acum. Da, și chiar vorbind cu Cristi, spun, tu, eu nu mai tem dacă în caz de ceva mă leș. Eu, eu pot atât singură. Eu. Adică, nu, nu, cred că o să mă leasă, dar eu sunt foarte sigură în puterile mele, în ce și pot să fac eu. Cum ai crescut încrederea asta în tine? Cu vârsta, cred că. Cu realizările. Când începi să, să ai multe realizări frumoase, da? Și să-ți să atingi scopuri uh, datorită trăiterii tării de caracter, datorită gândirii, datorită efortului tău, uh, tu înțelegi că tu te-ai zidit pe tine singurică. Și care asta de depresie care tu ai avut-o în relația toxică cu fostul tău iubit? Eu nu, nu, știu dacă era depresie, era frică. Depresie... Eu, Ai am, avut momente. Eu, pur și simplu, am trecut printr-o depresie postnatală și vezi că el nu, nu ne-a dezbătut ea gustul de viață, da? Adică eu oricum lucram, oricum trăiem, mergem la școală, avem prieteni, pur și simplu, lângă dânsul, eu mă simțeam mică. Da, da, da. Dar cred că atunci nu era depresie. Pur și simplu, traume. Dar Hai să le numim traume, dacă <laughs> pentru tine este... Uh, simplu, eu am trecut printr-o depresie mai... postnatală și acolo sunt lucruri diferite. Adică depresia ne-a dezbătut gustul de viață. Eu, pur simplu, vroiam să mor și stăt în jurul meu să rămână așa și eu parcă n-am existat. E ca asta e depresie. Deci, și a fost atunci. A... <laughs> Oricum, întrebarea poate da. fi, de fapt, bună pentru ambele variante. Atunci când tu ești jos mică, neputincioasă, cum te ridici? Mm. Cum te înarmezi înapoi? O ți dai o palmă? Te încurajezi? Citești? Privești un film? Care este secretul care e, o trezești e, pe că tipul Da, da, dacă anume pe mine, cred că oamenii din jurul meu. Adică eu aveam nevoie de susținerea persoanelor mie dragi. Uh, și când de la depresie postnatală anume a soțului și atunci a Cristi a luat toată responsabilitatea mea asupra lui. Adică Cristi a devenit mama copiilor mei. Eu mă plâng. Dar el așa de tare m-a simțit. Tu... Eu, o să mă de <laughs> Pentru că asta era cu a pe beluș, adică cu a băiat. Și primul era încă prea mic și eu încă prea parcă și nu a durat mult. Am fost și la psiholog, dar eu e că parcă am uitat perioada. Eu n-am fost mamă. Adică eu nu mă sculam noaptea, eu nu... Eu nu participam nici cum în viața lor. Tot fășe Cristi. El schimba scuticile, el îi hrăne, el îi și cu dânsul la primblare și el încă și mai lucra. <laughs> și el mi-a dat -sim, pe simplu mie voie să strec prin asta ca un erou pentru că după, adică au spus dacă tu simți nevoie să vorbești cu mine dar eu simțeam că eu nu vreau să vorbesc atât cu dânsul cât cu o persoană care nu mă știe și după niciodată nu o să, și m-am dus la psiholog. Am avut 10 ședințe și o trecută, super eu am revenit repijor la... adică nu a durat mult pare că durează mult, adică în imaginația mea avem impresia că am ani de zile în, în starea asta dar cam două, trei luni a durat. Nu ai avut atâta depresie la primul copil? Nu, și cât nu. Cât la al doilea? La primul eram super wow, entuziasmată, da cum asta, da cum asta. Da, e ca a doilea cumva, poate că și era și pandemie, știi, și nimeni nu ește. Eu am născut, primul copil am născut cu soțul și am simțit foarte mult susținere din partea lui, el practic era non-stop lângă mine. Dar a doilea, din cauza COVID-ului, trebuie tățângurică. Și... El n-a participat la doua naștere. Nu, nu e permis să intre. Era, era chiar atunci când cel mai agresiv, cel mai agresiv restricții. Era. Da, și eu nici nu puteam să-l sum de dureri și nici nu vrem să vorbesc de dureri, adică cumva eram așa parcă în, și încă țin minte că o asistat 12 studenți la nașterea mea dar și Cristi aici atât avea stat după ușă. s <laughs> a fost rușine? Te-ai simțit incomod? Eu da, da, sigur. Eu n-am vrut <laughs> că cineva în afară de medie eu să vadă cum eu nasc. Asta era... Da, eu m-am simțit incomod. Eu înțeleg în loc să mă gândesc la așa că eu trebuie să nasc, eu mă gândesc. <laughs> eu înțeleg că ești medici, da, dar eu n-am vrut ca ei să asist, pe mine nu m-a întrebat. De asta treia noastră eu am spus că la privat știu că așa 100% nu o să fie, așa că... Deci că nu m traumat pe mine asta, pe m-am simțit cumva folosit. Deși ce la nașterea mea? Dar nu ai avut atunci puterea să spui că eu nu, nu vreau... Nu, 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 eu la general, dacă pot să nu fac observații și dacă am posibilitatea să cedez de la mine, mai bine nici nu mi-ar ajunge educație, dacă se poate așa de spus, da? Adică... Tu, dacă ai de spus, poți să o spui lui Cristi, dar nu o faci public pentru dacă toți? pe mine și, -a, și -a ceva într-adevăr uh, acum, da? Vezi că atunci n am putut, dar acum cred că aș spune. Dar eu spun că când e chestia de ceva și pe mine personal nu mă atinge sau, de exemplu, nici cineva nu ne a spus că tu despre mine ai vorbit ceva rău. Eu nu o să mă aproape de tine să întreb, tu ai vorbit asta despre mine? Adică eu dacă am să cedez de la mine și să nu intru în conflict cu alte persoane, pentru că până la urmă, oricum, asta cumva, știi, ies la un conflict când faci observații sau ceva, apoi eu mai bine cedez. Și în cazul și eu am cedat, din păcate, nu trebuie, trebuie să spun Ișuț, câtă înțelepciune, dar poate așa și a trebuit. Poate, Îți dai da. seama, pentru cei 12 studenți, tu ai fost un model de curaj, o eu, femeie puternică. sper că eu uitat asta, <laughs> pentru că eu n-am uitat. Nu eram sigur că erau 12, dar avem impresia că așa de multe capuri deasupra mea și știți, eu încă de spun, spuneam, doamne, doamne, te rog, te rog, mai repede să termin asta și tot plese și eu să rămân singur cu copilul meu. Poți și asta tot e influențat la depresie. De fapt, nu vreau să caut acum răspunsuri la... Adică, da, răspunsuri care ni fac că o să ajute. Cu siguranță. Eu m-am prins cu tine în vorba atât de repede, nu știu cum mai luat în val acesta de răspunsuri, eu -am, de întrebări eu, și ai o energie care... ți-am spus că eu pot rezolva atât cu vorba. Să transmitem. Hai că spate de rezolvat și cu paharul. O, de... Hai. Eu îți mulțumesc că ai venit, cred că era bine mai din timp. Dar eu te ascult cu mare entuziasm. Mulțumesc. Ai viteză și în felul cum vorbești și în energie pe care o transmiți. Fantastic. Mm, ce este bun. Tare gustoșă la Aurelius acesta al nostru. Da. Zbrau. Facem o pauză, cum să mâncăm un pic? Dacă toți leagă una de alta. Uite, noi avem, de fapt, un gift card pentru tine, valoare de 500 de lei oh. de la -sushi. Mulțumesc. Și tu poți împreună cu Cristie și Picitei, dacă iubesc sushi deja <laughs> e perfect. Așa că să vă toată familia Mulțumesc împreună. Mult. Și Mulțumesc. e fain că cei de la eSushi pot să organizeze și să vină bucătarul acasă, dacă Mulțumesc. tu vrei să vezi cum ele se gătesc. Super. Ai această posibilitate. Prima dată aud așa ceva, sincer. Da? Da. Am și eu, de fapt, un cadou. Știu că voi la emisiune invitații vin cu un cadou. Și tu mai prins așa prin surprindere, știi, azi și n-am reușit să cumpăr ceva, dar iată am avut această căsuță. Și acum și explic. Această căsuță luminare, da? Casa era cel mai mare vis și scop al nostru cu soțului. Și Domnul ne-a dat voie să-l realizăm doar într-un an. Adică asta e într-adevăr o minune într-un an să și o casă cu trei etaje, toată dotată și, și noi am muncit foarte mult pentru această casă. Iar când s-a prind de focul, da, pentru că asta totuși și lumânare, asta înseamnă că casa în vie cu toată familia noastră. Pentru că totuși eu foarte mult m-am regăsit în rolul de a fi mamă și eu cred că lumina care face ca casa să, să lumineze, asta suntem noi, oamenii. Așa că asta e cadou meu pentru tine. Ce frumos, e frumos și romantic. Și e, e foarte bine miros mm, Mersi, mersi din suflet, Cătie. Eu zic că să facem o pauză totuși să mâncăm și revenim. Vorbeam despre lumânări și despre casă, foc. Cât de romantică ești tu? Nu atât de romantică cât Cristi. el la noi răspunde pentru romantic, el e cuceritor. El are atâtea idei câteodată. dată. cum tu, de că noi doamnă, suntem de 5 ani împreună și oricum, în fiecare de ras, ca primul și... Reușește să te cucerească de fiecare dată. Da, da. Dar, dar, nu e, ți oferă știi, dar o, o posibilitate să fii și tu romantică, pentru că el probabil ți-o ia înainte. Da, dar eu oricum eu iubesc, eu iubesc romantica, dar cred că nu reușesc. Nu reușesc să fiu romantică, da. Pentru că dacă am, de exemplu, pregătit ceva pentru Cristi, e că am cumpărat un cadou, nu pot să rep, nu pot, gata, să-l dă o amuda, e de e ziua ta. E că asta e despre mine. Nu pot eu cum el să țină momentele, da, el e că spune, eu am pregătit așa așa un cadou pentru ziua ta de naștere. Și o mea e ca și pe 3 martie. Și și cadou. Și Katia, caz. Și eu că tot ziua și mă gândesc și eu știu că el n-a spune. Adică, și știind că el cadourile lui într-adevăr care eu știu că el poate să organizeze, Apo, mă gândesc, oare, oare, și, oare unde, și-ați și, bă, și Vrei <laughs> mai repede să ziua ta? Da, mai mult să vezi ce cadou a pregătit Cristie. Voi în cinci ani ați reușit să construiți o casă, să aveți trei copii, să faceți o afacere de familie până la bun sfârșit, ceea ce faceți voi e, e afacerea voastră da. de familie. Ce-ți mai dorești tu? Și dacă te simți suficientă lângă Cristie? La moment să suntem ca și ani ne combinăm și eu mă simt foarte bine lângă dânsul, dar în același timp mă simt foarte independentă. El înde voi, mm -hmm. adică nu, nu am nevoie să cer voie, dar cumva este, îmi permite să fiu super puternică și niciodată nu e pe înainte. Să spună că tu ești femeie și că tu nu trebuie să faci asta. Sau, de și pentru proiectul ăsta e că tu, e că tu luna asta ai făcut mult mai mulți bani decât mine, e că pe mine asta nu mă aranjează, știi ceva? Asta e copii. Cristi, invers, el, tu ai proiecte perfect, cu și poți te ajut. Și pot să fac eu ca veniturile noastre să crească și mai mult. Pentru că, până la urmă, avem un adică un scop comun, un portofel, da, dacă despre asta, adică un buget, da, nu avem uh, bugete diferite. Și luăm cumva de timp dintr-o dintr, <laughs> dintr pușculiță. Da, da, da. Și eu într, într cât sunt de puternică lângă dânsul, într atât lângă dânsul sunt și de fetiță. Și asta te-a datorită lui, cred eu. Cristi, te-am laudat. Pune un <laughs> like. <laughs> Trebuie să întorci înapoi. Dar ce te enervează la Cristi? Există momente la care tu ai vrea ca el să mai lucreze. Da. Da, da. Și deci eu îi spun lui despre asta. El nu acceptă critica în un mod și de la nimeni și nu mai încerci să-i spui ceva că gata, eu nu vreau, eu și așa știu, nu i spun nimic, clar, hai, gata, vorghi mâine. Tu accepti critică? Da, da, eu da. Sunteți diferiți la acest da, aspect? Da, da, da. da. Eu foarte ușor și pot să-mi cer scuze și dacă eu cedez, cedez mai mult persoanelor din păcate nu atât de apropiat cât Cristi. Dar cu Cristi noi suntem așa, noi un pic ne confruntăm. Și eu spun, Cristi, tot timpul trebuie să termin discuția cu Catea, da, tu ai dreptate. <gângă> nu, eu gumesc, dar mă -ar aranja. <gângă> cât de diferiți, pe atât de apropiați sunteți. Da, noi suntem cei mai buni prieteni, suntem iubiți, suntem amanți, noi întotdeauna suntem, 24 din 24, noi suntem împreună. Și eu cred că deja nu n-ați pot trăi fără dâns. Mă tem sigur să mă gândesc în caz da, dacă truc ceva se întâmplă, dar sper că nu. Eu tot foarte des postez cu soțul meu și cineva mi-a zis că nu știu dacă e cazul să postați atât de des împreună pentru că lumea este invidioasă și asta ar putea să afecteze familia voastră. Tu ai simțit uneori aceste lucruri? și în general vorbile acestea S pe tine, cât de plauzibile sunt. Sigur, mă doar în cot. A să-l postez pe Cristie și pe mine de câte ori vreau pe pagina mea și nu-ți place, am follow și la revedere blochează-mă să nu se ne merească în recomandări. Nu știu, fă ceva, dispare. <gântu -și> dar e, sigur sunt oameni videoși, ba chiar am primit odată un mesaj, dar respect fata asta din, din curajul ei. A spus, mi-a scris așa, Catea, îmi pare foarte rău că scriu asta, dar într-adevăr te invidiez din toate aspectele. După trei nașteri arăți bine, ai un soț care te, eu, eu -o scris, care te pup în chiar așa și scris, da. Și te la tine bine și familia e bună și e că eu nu, eu nu pot trăiesc cu asta și simt că trebuie să-ți scriu despre asta. Și eu am răspuns doar așa, știi, tu ești foarte curajos. Pentru că nu toți ar putea scrie așa un mesaj, pentru că asta, într-adevăr, tu trebuie să, te, uh, să arăți că emoțiile au luat, uh, te-au copleșit. copleșit da. Adică emoțiile sunt mai presus decât tine, da? Și tu trăiești cu emoțiile astea. Așa că sigur că sunt oameni videoși și sigur că probabil familia noastră poate să afecteze alți oameni care nu au așa familie și să creadă, dar și nu e așa cu noi, că nu avem așa familie. Nimic. Adică, cu tot, tot bine, de exemplu, la noi cu Cristi, cumva, sigur că e și în lucru în echipă. E vorba de un lucru în echipă și de cedarea lui Cristi Desc. Ți-am spus cazul când el a spus tu ai acum nevoie să fii singură și eu devin mamă la copiii ăștia. El așa asumă uneori asemenea responsabilități. Lui nu este frică. Da, și cred că Cristi mă iubește foarte, foarte, foarte mult. Și câteodată am impresia că mult mai mult decât eu aș putea să-l iubesc. El... E frumos când știi să te bucuri de ceea ce ai. Da da, da. Asta e fantastic. Și tu să vrezi din plin. Ai acum momente de gelozie? Se nu, întâmplă nu, uneori să-i scrii vreo fetiță lui Cristi? Nu, adică sigur că probabil sunt, niciodată nu verific telefonul, dar nu sunt nici geloasă, nici geloasă, nici invidioasă, niciodată n-am avut calitățile este. Îți spun, când am început să mă întâlnesc cu Cristi, el era antrenor. El antrena fete bumbonele, dar nu fete. Acolo erau 90-60-90 și toti frumoasă, și antrenoare și dacă eu aș fi geloasă eu cred că avea să-l lăs la prima etapă pentru că într-adevăr foarte mult femei îl înconjurau îl înconjoară și o să continui să-l înconjoare. Sunt Cristi așa gen de persoană că el el e ca calul, știi? El știe să pună preț pe tine. El o vede numai pe Katie nu m-a <laughs> spus asta cineva. Dar cred că mă, adică mă vede doar pe mine, da, dacă spate așa de spus, din motiv că eu niciodată nu l-am ținut mult lângă mine. El niciodată nu era... Eu spun, tu dacă tu ești timpul liber să pleci. În caz că tu simți, adică noi din tâi o să vorbim, dar după, dacă, dacă vdrug ceva, ușile pentru tine sunt deschise și niciodată nu o să țin ură pe tine, pentru că anii care deja ne-ai făcut cadou, da, de relația noastră minunată, îs destul ca eu să te binecuvântești să spun, pleacă, Cristian! Și îți mulțumesc pentru ceea ce am de la da, tine. Da, da! Tu adică, ești ok cu tine, și, tu să anumite lucruri. Da, și el fix așa spune. Adică la noi era în contextul de că dacă cineva din noi o să vrei cândva să înșele, da, sau dacă o să simți că sunt îndrăgostit sau uh, simți să dăm drumul unul la altul, adică eu nu vreau să accept ideea asta, dar suntem oameni maturi care noi nu știm cum viața o să... Că chimic rască mi Nu știu cum asta în român. În fine. Unde o să ne da, ducă? Da. Ce o să urmeze? Și eu vreau ca noi să fim oameni maturi, pentru că noi deja avem responsabilitatea a trei copii, dar nici nu vreau să văd cum cuplurile care își păstrează relația doar pentru copii și copiii tot sunt într-atât de bine, să așa de Așa de bine percep pe plan emoțional, nici nu trebuie să le spui că ei știu atmosfera din familie, ei știu că e bine sau că e rău când stacă, când așa niște... Burete da, care da. absorbă tot. Și, și noi cu Cristi foarte mult discutăm, pe ori știam. Că... Ce spune spuneai tu, fetița aceasta care a avut curajul să-ți scrie mesaj că voi sunteți o familie frumoasă pe când ei nu au această posibilitate. Cum ar putea mai multe familii să, să se mențină unul lângă altul? Voi sunteți tineri, asta poate fi un aspect pentru că ai crescut lângă el, a fost primul bărbat, așa da, spuneai tu într-un da, interviu, da. și mi-a plăcut când ai zis eu nu pot să fac comparații dacă sunt alții mai buni, fiindcă nu știu cât de buni ei sunt. Uh, vorbeam de plan sexual, da. Da, C da ce, sub acest buni. aspect, că uh, uh. a fost clar înțeles. <laughs> da. <laughs> da. dar uh, Cum să-și mențină și ceilalți, armonia asta, interesul acesta? Pe noi foarte des ne salvau discuțiile da? fără ca să ținem în noi o durere sau o neplăcere. De exemplu, nu ți-a plăcut cum a făcut, dar zici, ei, mai bine, tac, și, și, și. poate, a, poate a să, poate înțeleg. Nu, nu ți-a plăcut că a lăsat ciorapii acolo, ei spus, ți-ai luat ciorapii și stralca, ca în camera și ea. Asta așa, un caz minim. Sigur că sunt discuții mult mai, când e vorba de cheltuieli mare, în construcții, eu când eram în construcții și dacă un cuplu trece printr-o reparație și a trecută cu brio, sau nu nimic. Eu, eu, real, și am mă întorc, zic, eu din cauza scărilor vrem să rup relația cu Cristi? asta, adică, nu, A nu fost serios. prin ta, da. de fapt, uneori să vă despărțiți. Într-adevăr, chiar să mă gândesc eu documentele și mă duc și ne dispărțim niciodată. Dar așa că să-l înervez o leacă și spun la divorț, o fost, dar adică nu, nu în serios, niciodată încă. Și dar poți că... asemenea replici. Foarte, foarte rar au fost două ori și el a vorbit cu mine, că mai mult asta să nu se repete, dacă, adică, cuvintele mele să aibă Greutate. Da, 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 da. Să înseamnă ceva. Adică dacă spui și dacă ți-o ieși din gură, înseamnă că răspunde pentru asta. Și după asta n-am mai... Adică niciodată... Asta mai mult știi cum? Ugroza era? Uh, cum ugroza? Uh, eu vroiem să-l... Uh, să-l sperii. Da, 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 da. Cu asta. Dar nu-i corect. Nu faceți ca mine. <laughs> Vorbeam despre armonia în familie și nu am terminat gândul. Care este secretul? Să fi mai multe familii frumoase ca voi. Am spus să vorbească. Comunicare. Să multă comunicare, da. Și am spus să vorbească despre ce ești le place și ce și nu le place. Și cred că foarte important să, să schimbi Anturajul. Anturajul, da. da. Asta e că noi, de timp când plecăm undeva peste hotare sau trebuie să mergem mult în mașină, uh, apar așa niște întrebări interesante și putem să vorbim mult despre viață sau. Uh, da, în altă țară ai alte percepții față de ce om. și zici eu cu dânsul deja să aici, wow. Și de timp oricum o să ai și discuta cu persoana ta dragă, dar. Uh, la mine totuși discuția asta e pe primul loc, da? Când... Există subiecte tabu la voi în familie? Subiecte pe care încercați să le evitați? Subiecte care vă dor? Nu. Eu mă gândeam, poate, să fie religia că la noi așa e o familie, știi, multi religioasă, că noi suntem creștini, bunei lui Cristi sunt mama lui Cristi s-a căsătorit, da? Femeile se Da. Da. Cu musulman în Turcia și adică, dar nicio problemă. Așa că nici o, temă tabu nu avem. Spun că despre asta nu vorbim sau subiectul ăsta nu-l deschidem. Care sunt subiectele care, nu știu, le-ați deschis și tu te-ai simțit în ele, în apa ta? Uh -huh. Și care sunt subiectele care îți plac cel mai mult când tu le discuți cu Cristie? Uh, cu Cristie, asta e numărul unu, scopurile pentru viața care urmează. Ador, ador să discut cum o să facem asta, dacă cum o să organizăm asta, da, da când următorul copil, da, cum o să fie, da, cum, da unde, da, și, da, și, nu știu. Hai să duci până la capăt, șapte copii până la 30 de ani? Uh, eu vreau. Mult depinde de starea mea emoțională și de fizică și, sigur, financiară, pentru că trei copii o leagă bat la Sunt da. Mai multe cheltuieli acum, <laughs> foarte multe cheltuieli, de fapt, eu nu știu. Uh, dar, adică, noi facem față. Deci, ești talentată, răsfățată, iubești haine de brand. Cum ești tu? Nu, eu nu iubesc haine de brand, dar pentru copii vreau tot mai bun și asta înseamnă grădiniță privată, asta înseamnă de servire doar la medici, adică la spitale private și asta înseamnă lecuire bună în caz de probleme da, de sănătate. De exemplu, când băieții au avut alergie și s-a depistat că au intoleranță la lactoză și glucoză. Asta era vorba de analiză de zeci de, mii de lei. Și pentru mine nu există scump pentru copii. Adică la mine nu e așa termen. Asta e scump dacă e vorba despre copiii mei. Poți să investești în tine mai puțin, dar în ei dai totul. Eu nu, niciodată nu eu de la mine. Adică eu nu, nu sufăr din cauza asta. E destul buget ca să ajungă pentru toți e că așa. Nu ai, avut niciodată lipsă de bani. Au fost momente în care pentru tine au fost puțini bani, în care tu nu ai avut posibilitatea să achiți ceva. Da. Nu știi ce înseamnă să fii sărac. N-am crescut în familie săracă. Nu. Părinții tot timpul aveau grijă de noi. În, de avem nevoie. Ba chiar câteodată în surplus de ce avem nevoie. Adică călătorii, propria cameră, școli, în fine, tot era bine. Vreau ei la cercul ăsta te dușeai, vreau ei asta, de ziua ta, primei telefon nou, calculator nou, adică nu pot spun că am... Am dus lipsă de ceva. Da, da. Și apropo, din cauza asta, cumva deodată să faci părerea că știi când oamenii ascultă un interviu și văd că la intervieră tătii e super, ura uh, deodată apare, fără, fără, adică asta e cumva psihologic lucrează, dar dacă ți-aș spune, așa de greu am trăit exact. și n-am avut tata a plecat, mama a plecat și deodată altfel, da, săraca fată. Și de asta eu cumva mi-asum hate care o să-l am, pentru că... La tine a fost totul bine și frumos. Da, da, Nu ai dus lipsă niciodată și, din de nimic. Și eu nu-s divină de asta, adică eu sunt mulțumită, doar sunt mulțumită părinților care au făcut tot, pentru că noi eram cinci și la toți cinci trebuie tot una. Și, adică, asta despre multe spune, așa e? Că părinții tot și-au muncit mult ca noi să... să Eu tot vin într-o familie cu cinci copii, știu ce înseamnă asta. Dar voi ați fost îndestulați suficient fiecare din voi. Da, da. Păi iată, tu întrebai de momente grele. Când uh, noi ne-am căsătorit cu Cristi, uh, mie mi-a duce cumva, mie, adică online-ul bani, dar... Uh, eu eram așa din dragostită de Cristi, că eram gata să și trăiesc pe salariul lui de antrenor. Dar după eu așa mi-am revenit, zic că eu nu vreau să trăiesc pe cât acolo el avea, nu știu, 11.000, 12.000. Și zic noi urmează să avem copil și, și să fac eu cu... Da, bine, mulțumesc noi trăim la... Adică trăim în apartamentul părinților mei, dar după de cristi, trebuie ceva să facem. N-a tot viața la apartamentul, că e lor, nu ne-l-a dat nimeni. Și noi am început să-l spun, hai și ce tu încerci cu online cumva, uite, măcar să-ți vin serviciile pe online. Să nu lucrezi prin intermediul și el a căzut de acord și a crescut și după colaborări și așa că nu a fost mult. Deci nici nu pot spun că era lipsă. Pe exemplu, știi când ai venit din familie unde să își băteau capul pentru tine? Mâncare era, atât era, de și comunalele, nici o și asta. <laughs> nu, 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 chiar așa, știi, de prostiește, dar cumva prebrusc în viața matură și eu am înțeles că nu o să primească doar pe salariul lui Așa că, Catea, ne aprindem și lucrăm. Important că tu ai reușit să-l dai după tine. Da, și, și important că au evoluat acceptat. frumos pe online. Cu acceptat. Atunci, știi, era perioada când blogger, full blogger și fac bloggerii. Și de el așa, da, hai. Și atunci încă ușor creștei pe Instagram. Acum mai greu. Adică ușor organic creștei și puteai repijor să să-ți faci o auditorie loială. Să revenim la cei cinci frații tăi. Cinci era cu Ilie? Nu, nu, cu Ilie șase. Cu Ilie șase. Da, da, atunci spuneam că Ilie deja nu trăie cu noi și până. Adică, el cumva a trăit șapte ani la noi, da. Despre Ilie el nu, nu prende voie să vorbească despre dânsul. El? <laughs> da, da. El și a ascultat și... interviurile tale și te-a rugat da. Până nu, nu atât interviurile, cât, de simplu, el e persoană care poate singur să, să decide dacă despre dânsul vor să vorbească sau nu vor să vorbească. El e fratele meu care a uh, crescut la noi în familie, nu de la părinții mei. Uh, eu foarte tare îl iubesc datorită lui, când el a început cu youtube eu am început lângă dânsul și cumva așa repijor m-am acomodat și când cineva spune că te ai crescut doar datorită lui Ilie Ilie a dat aceleași oportunități fiecărui din noi care eram lângă dânsul, pentru că mai avea și prieteni cu care să filma, eu eram așa și mai, care putea să după să monetizează asta gen, deși nu eu ziceam dacă poți pe scurt pentru că am privit mai multe interviuri și chiar nu am înțeles momentul el a venit în familia voastră pentru că părinții lui el uh, a crescut în internat și se primește că părinții mei l-au adoptat el e frate adoptiv am înțeles că e frate adoptiv dar ideea este că el era la internat da. și așa a ajuns părinții da. voștri să-l vadă probabil undeva da, da, da Așa a ajuns. Și să le fie drag și să zică, că <laughs> și toți, mai aveți un frate. Uh, nu știu dacă te drag, dar uh, cred că au vrut foarte tare să-l scoate din toată atmosfera și că... Și el era din categoria oamenilor foarte mulțumitori. Știi că cumva el te timpul încerca să-i în viața noastră 100%. El era foarte recunoscător. Și acum așa este. De simplu, el nu este pe online. El nu o să mai apară niciodată pe online. El nu se reapuc, nu se reapuce de asta. El stă super bine mersi, în cu alte venituri și cu altceva. Și noi suntem într-o relație bună. Noi ne-am văzut ultima dată cam o lună jumătate în urmă și până atunci ne-am văzut la nunta fratelui. Și așa. Așa stau lucrurile. Toată familia ta este aici în Republica Moldova sau da. unii plecați peste hotărâre? Nu, 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 nu. Toți ați reușit uh, să vă acomodați și să vă găsiți zona voastră de confort. Da. Nu v-ați gândit niciodată să plecați? Ba da, au fost uh, gânduri, dar uh, la moment nu. La moment stăm bine aici. E posibil să trăiești în Republica Doamne. Moldova în Doamne. momentul în care ai un tiel? Da, dar eu cred că se vede asta că poți, poți trăi bine în Moldova. Știi, dacă la noi Moldova e mini Monaco. <laughs> eu văd mașinile din Moldova, în Europa nu sunt așa mașini, știi? <laughs> Așa că stau, stau, bine oamenii în Moldova. Pe simplu, nu te știu. Vezi că cumva când te uiți la un blog, și te gândești, o, o, cred că faci și mulți bani. Stați liniștit, voi nu știți că fac IT-șnicuri, it și IT prost, ei nu postează asta pe rețelele de socializare. Există subiecte care tu nu le scoți în public? Subiecte pe care tu le ții doar acasă, în sertarul și în dolapul vostru? Azi. Sau tu ești deschis? Nu, nu, sigur că sunt, întotdeauna tot trebuie să fie limite. Eu niciodată nu o să vorbesc deschis despre buget despre salarii, despre cât facem noi pe lună și așa mai departe. Eu tot timpul am la un răspuns. Noi suntem bine, mulțumesc și asta, mulțumesc Domnului. Și Domnul de atât, adică avem nevoie. Iată. Înseamnă că noi acum avem nevoie de banii ăștia dacă ei sunt la noi în familie. A doua, eu niciodată nu o să vorbesc rău despre oamenii care care sunt activi în viața mea și implicați și mă iubesc asta despre Cristi, despre părinți, despre frații mei. Chiar dacă, de exemplu, am ieșit astăzi cu Cristi, da, și am venit la, tine, la interviu, asta nu înseamnă că eu as vorbesc despre asta sau as spun că și de rău Cristi, că m-a supărat, că nu sunt de acord cu asta. Uh, niciodată. Adică, pot să spun că el nu accept critica, dar tu mi-ai dat întrebarea și nu-ți place la Cristi. Am spus. Dar niciodată nu o să vorbesc rău despre dânsul sau o să-l... Um, o să-ți pun o părere rea despre dânsul, da? Ca tu să-ți să faci o aluzie că o ești rău Cristi, cred că. Știi întotdeauna să păstrezi da, cuvinte da. frumoase pentru cei dragi. Eu tot timp am ceva să spun bun despre oameni. Așa că, Alex, să încep cu asta. Dar există oameni despre care tu poți să ai o impresie rea, poți să ai o părere proastă. Sigur că există. O spui? Da. Sau o ții pentru tine? Uh... Am, am făcut o greșeală și cred că mai mult o țin pentru mine. O țin pentru mine și fiecare are dreptul să fac și vrea, cum vrea, cu cine vrea și eu din păcate am ajuns la asta prea târziu. Probabil te referi la cazul cu Făinescu când ți-ai dat cu părerea părerea, da, dar era părerea mea la momentul acela. Nu știu dacă s -o... Părerea probabil nu s-a schimbat. Adică pentru mine asta până acum e inacceptabil, da, pentru mine. Dar sigur n-aș repeta istoria să fac asta public. Treaba lor cu viața lor și cu chiloții lor, tipa. Asta era unica greșeală. Nu trebuie să afișează asta public. Trebuie, la revedere, la revedere, nu ne asociem cu voi, tot ce-i buni asta, asta ar fi corect. Acum îți faci prieteni. Prieteni în care să prieteni pentru care să te dedici sau ai un filtru la tot? Nu, nu. Prieteni. Eu am prieteni. Am o prietenă care e din copilărie. Da? Cu... Mulți prieteni au devenit cunoscuți pentru că am auzit apropo asta la Rodica <laughs> că succesul nu se iartă. Anume din cauza asta mulți prieteni au devenit pur și simplu cunoscuți pentru care este loc pentru bună ziua. Bună ziua, bună ziua, la revedere, la revedere. Au apărut prieteni uh, în uh, sfera de lucru, da? Uh, am uh, mulți cunoscuți noi din agenții, uh, prieteni, uh, managerul meu pe publicitate prietena mea, pentru că noi putem să vorbim atât despre lucru cât și despre... Uh, și despre bani, și despre da, relații, da, și despre da, familie. Da, pentru că e implicat oricum 100%, e știi că și eu trăiesc, e știi și publicitatea bine se integrează în blogul meu și e trebuie să mă simte. Și are nevoie de asta, adică iar nevoie să știu că și trăiesc eu și De asta noi suntem prieteni. Și mai am încă tot prietenii din sferele este, adică legate strâns cu lucrul nostru. Ai foarte mulți parteneri care cred în tine, care vor să le oferi publicitate, anume tu. Prin ce crezi că câștigi? Doar prin faptul că tu ai foarte mulți followeri? Sau tu ai o fișcă? Sigur că contează și numărul de urmăritori și numărul de vizualizări, dar cel mai mult contează loialitatea. Adică tu poți să ai un milion de pe tine stiu rasc tăți că dar tu poți să ai 100 de mii, da, 50 de mii, dar îi iubească și spune noi, noi vrem, noi vrem măcar să susținem, da, chiar dacă nu avem nevoie de publicitatea și ea, dar a ne uităm și a tapăm și... Care e atoul tău? Prin ce crezi că câștigi? Dacă să vorbim de clienți, eu sunt foarte responsabilă. Eu niciodată nu n-am pus că, Dica, asta voi ați venit la mine, asta nu, eu am nevoie de voi, tot timpul eram, da, da, și trebuie așa de făcut, facem așa, trebuie așa. Și cred că câștig încă mult prin așa că eu știu mai bine cum o să intre și cum să fac. Sigur că sunt uh, unii clienți care nu, eu vreau așa și nici cum aș altfel și eu spun așa, nu... Nu se face, și am așa publicitate. Nu că eu vreau așa, că eu am văzut e acolo și e ac așa. Și spun, ok, bine. Atât. Eu știu că timpul tău este limitat. Apropo, da. Ui, eu da, mă uit la ceas eu... Aha. nu pentru că caut răspunsuri sau întrebări, <laughs> nu, dar nu, pentru nu, faptul da, da, știu. să nu-ți grăbesc-ți timpul. Știu că ești așteptată. Dar, noi avem rubrica Sincer Foto și eu am selectat de pe pagina ta șase fotografii. <laughs> Opa! <-i>. <laughs> Interesant! <laughs> Mie mi-a tras fotografia asta, atenția, tu și tatăl tău. Da. Ai făcut nuntă pe malul Nistru Nistrului. Ți-ai dorit la mare, ți-ai imaginat că la Nistru găsești Marea Mediterană. Da. Adică. Dar a fost momentul tău de suflet, de vis. Da, da, era, era sufletește. Ți-ai găsit împlinirea. Eu aș face altfel nunta acum, dar uh, avem alte priorități. <laughs> dar poate la 10 ani, când o să fim 10 ani în relație, eu o aș să fac așa cum am dorit eu. Dar sigur, bugete limitate și uh, nu vrei ei să pui părinții să cheltui. Adică, totuși părinții vor au făcut nunta. Uh, nu, adică, da, stai, așa, uh, părinții s-au implicat în unele momente pentru că era vorba că ei vor să invite niște oameni pe care, doar, doar a lor, da, adică doar uh, cunoșcuții lor la nunta mea, adică părinții mei vreau să se invite la nunta fiicii, părinții lui Cristian la nunta fiului și s primit așa o, nu chiar... Uh, malăgeoșne anunte, da? Erau nu chiar mult tineret, așa că da, părinții au achitat masa pentru că ei și-au invitat drujilor și <laughs> Așa că nu în asta nimic rău. Era de datoria lor. <laughs> da. ne-am cumpărat-o eu, costum, adică nunta, Roche. rochea, am cumpărat-o eu, costumul și l-au cumpărat Cristi, fotograful l-am achitat noi, dar asta nu înseamnă că părinții au achitat nunta. Dar o, o pus bine. <laughs> Nu <laughs> Te-au ajutat să pui temelia la casă. Da. De fapt, am ales fotografie și am văzut textul tău. Era vorba despre emoțiile. nu am scris. Nu am făcut un copil la acel text, dar e despre fotografia aceasta, că este una preferată de la eveniment. Și aici vreau să vorbim un pic despre taticul tău, cum te-a influențat el. Tatăl meu era un meu. E exemplu de bărbat minunat, de tată e extraordinar. El te timp pune în prioritate pe mama. Mama la noi era, știi, ca o zână. <gântu -i> pentru că noi tot știem că tu n-ai dreptul să o superi pe mama, tu n-ai dreptul să-i spui ei un cuvânt rău pentru că tata te, adică ei erau o echipă e, și dacă Mama a spus nu, înseamnă că și tata a spus nu, gata. Nu era că duci în treabă de tata, duci în treabă de mama. Era, noi suntem o echipă, noi suntem unul și dacă tata o decis că nu, înseamnă că nu și dacă mama o decis că da, înseamnă că da. Nu ai văzut și nu ai avut parte de violență în familie? Nu, tu nu, nu știi cum arată nu, asta? Nu, nu, nu. Totul a fost în armonie? Da, slava Domnului, chiar... Vediți La tine că... nu s-a ridicat niciodată mâna. Ai avut parte? da, asta nu-i ridicat mâna, știi, eu eram neascultătoare și ne-o dat un lik. Dar acolo chiar cred că era vorba că dau l-am scos pe din sărite. Dar niciodată nu era că eu mă temem să mă întorc acasă pentru că știem că a sau ceva. Adică eu înainte ca să primesc licușel, eram anunțată de 110 ori că, uite-te, o să termine nu roz. <laughs> și cred că dacă el n să, să, facă asta atunci, eu, cuvintele lui n-avea să însemne nimic pentru mine, da? Pentru că el o spus odată, nu a făcut, a doua oară nu a făcut, daia că când a făcut, am zis da, ori nu o să fac. Știi ce greutate are palma unui tată? Nu, pe sigur el o. Ai a în vedere durere fizic sau morală? Și morală, și o... pentru că când zic palma unui tată, da. poate fi interpretat da, diferit. Da, fizic nu, nu, nu mă durut așa de tare, pentru că sigur că el nu era scopul să-mi să facă durere. Scopul era să mă o să-mi revin. Palma, aceea de fapt te-a tratat mai da, mult sufletește da, da. decât să-ți provoace durere O altă fotografie este tu la mare Probabil ești tu din moment ce era pe pagina ta Da, da, eu. da? Și vreau să te întreb unde ești Pornind de la fotografie Și cât de mult tu ai accepta să pozezi nud? No, nu, Asta nu-i nud Nu, dar da. dacă ai accepta eu am o fotosesie dar i-am mea personală cu soțul. Așa că aș accepta. Dar aici noi suntem la Ucraina. La mare, da. Ucraina. Da, dar aș accepta, dar n-aș posta. Adică sunt două lucruri diferite. Sunt open mind, le-am la mine în, în telefon, calculator, în calculator. În Pe, da, dar asta nu-s nu gata să postez așa ceva. Dar știu că așa poze strâng mult hate, chiar și în costume de baie. Ești mai discretă când este vorba de postat ceva public, dar în costume de baie îți permiți. Da, da. E da. ceva firesc, e ceva uh, normal. Impor Pentru mine, e da, da, eu îmi permit. Pe simplu, aș posta așa acum dacă aș avea așa corp cum în poza și Pentru mine asta nu era problemă. Pe simplu, din păcate nu dispun de așa corp deja. Dar urmează. După ce faci șapte copii, poți să te nu, mai gândești. Eu pot, eu pot și între dâns și să arăt bine. <laughs> da. Succes, nu? Tu deci. arăți și așa foarte bine. Ei, mai, am, mai am de lucru, dar mulțumesc. Muncești. Tocmai că ai zis că ai de lucru și fotografie perfectă, tu da. poți să lucrezi cu antrenorul tău personal și de familie. Da, dar el s-a reprofilat. El deja, adică nu e antrenor. În orice caz am eu, pentru că față de mine el e foarte jalos. <laughs> și nu... S-a reprofilat, dar când trebuie să fie cu tine, poate nu, să nu mai ne, facă uneori noi ne ducem, Noi ne ducem amândoi la o antrenoare și ne antrenăm. Așa că pentru noi nu i problemă. Noi avem antrenarea noastră care ne antrenează și ne ducem amândoi la sport. Nu duce dorul să ia el inițiativa? Nu, nu. Nu cred. În orice caz, dacă ar duși, are tot posibilitatea îl așteaptă clienții în rând numai Cristi spune unde și noi vinim. Așa că dacă ar vrea, ar face. Și înseamnă că nu vrea. De fapt și tu ai fi putut să lucrezi cu el, dar mm. ți-ai luat o persoană străină. Este mai accesibil pentru tine? Nu, nu. Ți-am spus că Cristi nu poate să... Câteodată îi se face jele și îmi permite, da, să mă alint la antrenamentele lui, dar ne întrebă și o persoană care la lucru. <laughs> Fantastic. Uh -huh. E o dimineață cu flori? Da. da. Cât de alentată ești tu la acest moment, la acest aspect? Foarte alentată, Da? Eu odată în săptămână am flori. Dar nu pentru că eu le rog. Nu, pentru că Cristi vrea să ne le facă cadou, îi place reacția de identificată. Oh! <laughs> Știi cum o anecdotă cu grecica? o oh, grecică. Mm, și spus, oh, na, grecica, iar grecică. Da. <laughs> 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 Ce se întâmplă să faci uneori? Nu, nu, și eu tot iar Flori. Nu, 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 nu. Asta În e... primul rând, asta e atmosfera în familie noastră. Când îți flori în, e... casa noastră, am vrut să spun. Când îți flori e frumos, e altfel. Și... Ş... Eu iubesc florile. Și el asta știe și el mă face fericit prin asta. <laughs> prin diferite flori, nu neapărat scumpe, da, pentru că de 14 februarie am primit randafir, dar poți primesc și romaniță și ea ca de este și... Nu contează cât de scump, contează emoția pentru da. tine. Și, și pentru Cristi, el... cred că e dependent de emoțiile <laughs> mele. <mine. laughs> îi place starea ta de bine și știe copiii tăi, copiii voștri au nevoie de o mamă fericită. Probabil asta îi creează da, asta e foarte important. Emoții. Dar și nu doar mama, dar și tata, trebuie să fie fericită. Da, tu cred că ai grijă. <laughs> da. Uite, mi-a plăcut hashtag-ul acesta. Love Katie Black. E, este undeva pe online? Da, ea povestește ce idei tu aveai pe aici. Uite, eu nu țin minte, stai. Chiar, chiar nu-ți nu, pot, nu minte dacă o să duc. Păi am rugat oamenii să folosească hashtag-ul? Chiar, dar atât de sinceră și inocentă, e o fotografie de prin 2016, probabil e un început al tău. Da, 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 eu nu-mi minte, dar eu atunci experimentam cu contentul și cu... așa că puteți fi orice. Experimentele tale pe pagini de socializare au limite? Sau poți să-ți permiți orice? Nu, sigur că am, au limite, gen niciodată nu o să-mi permit să ies în stradă și să-mi bat joc de oameni, cum asta acum e destul de popular, niciodată nu o să-mi permit să vorbesc necenzurat, adică să numesc oamenii cu cuvinte necenzurate. O altă fotografie care mi-a plăcut atât de mult și chiar A, eu știu. mi-aș fi dorit să vorbim despre îmbrățișările din viața ta. Cât de mult te influențează o îmbrățișare P ce emoții, da. Tu știi, eu nu iubesc atingerile. <laughs> Serios? Dar asta este foarte... Eu iubesc să cuprin și să fiu îmbrățișat în... de un cerc foarte restrâns. Anume așa, știi, că eu să mă pot să mă scufund în îmbrățișare. Și, dar pentru mine e un gest de bună ziua îmbrățișarea. Așa că eu nu pun prea multe emoții în, când îmbrățișez oamenii din jur. Da? Să nu spun că wow, asta arată că bucurați de cunoștință, mi-a fost doar salut, dar când Cristi, de exemplu, câteodată poate așa să mă cuprind, e ca acolo eu pot să, mă, să fiu fetița și micuță care undeva, undeva când noi ne-am făcut cunoștință. Când cuprind băieții, vreau să le dau toată dragostea mea pe care o am înăuntru și cumva vreau prin îmbrățișarea mea, prin pupicii mei să, ca ei să simt cât de tare eu iubesc, nu știu cum mai cu mama noi avem o întrebare tradițională în cadrul podcastului, pentru că se numește Sincer cu tine. Când ești sinceră cu tine, ce îți pui cel mai des? Mm, hm, foarte bună întrebare. Merite, asta merită atenția ta? Asta cred că e întrebarea destul de frecventă la mine asta merită atenția ta, tu trebuie să te stresezi din cauza asta, în orice aspect, da? de exemplu, o întârziet pavajul, asta merită atenția ta și o să schimbe asta. Sau ți-o scris un mesaj de hate, asta merită atenția ta? C Cred că asta e cel mai... Pot sta un duș să-mi spăl capul și o să mă gândesc știi la ceva și nu, no, eu n-am timp să mă gândesc la asta tipo asta nu merită atenția mea vrei și vrei să pui control la toate da, și apropo, asta ajută când începi să analizezi, dar da, într-adevăr, merită ca eu să mă sufoc din cauza asta, da, să, să mă stresez? Nu, sigur că nu. Eu am așa de multe chestii pe capul meu și de asta să-mi fac griji. <gură> Noi am vorbit uh, o oră și și eu am admirat felul cum tu vorbești limba română, chiar dacă <gură> ești vorbitoare de limba rusă. No, și aici vreau să vorbim despre cât de repede tu ai învățat limba română și dacă crezi că e necesar, fiind în Republica Moldova, să cunoști limba în țara în care trăiești. Absolut de acord, da. Eu până în clasa 9-a, 10 -a, poate chiar a 11 -a, eram de adică spunem, nici nu m-ați dat în școală rusă, e așa de greu ne să dă română, eu nu înțeleg gramatica ni pur și simplu era insuportabil eu, limba română mai ales gramatica, nu că cum scrii, dar tătea estea a, nici a să ne aduc aminte de asta și m-am dus la real, zic nu am mai parte de română <laughs> și tata a spus ca să nu ajunge așa cum am ajuns eu, că în țara unde limba de stat e română, eu să știu bună ziua la revedere. Nu, am tată știe mult mai bine, dar asta acum sunt foarte mulțumit că m-a dat de fapt, de timpul în familie vorbeam rusă și înțelegi că în familie petreci mult timp și la școală mă simțeam, ba chiar era problema că găsăm prieteni care să vorbească rusă și în școală se primea că vorbeam rusă. Și, nu, adică între colegi de clasă și asta era, asta era problemă. Și din cauza asta nu am multe rusisme, din păcate, și uh, greu uh, îmi aduc aminte unele cuvinte în română. Dar eu depun efort. Și sigur că e obligatoriu. Anume din motivul ăsta noi am ales ca cu băieții noștri să vorbim doar în română. Și deja rusa o să o audă de la bunica cu bunelul, turșească de la bunica cu bunelul, adică prințul Cristie. Dar la noi e română. Am ales trăim în țara asta, respectăm limba, respectăm legile și... E cumva găzduit. Eu chiar mă gândeam să-ți întreb subiectiv dacă tu ești ok cu oamenii care trăiesc aici, trebuie să învețe în limba română, indiferent de limba pe care ei o cunosc din copilărie. O, tu da. deja mi-ai ce ai da. Nu-ți place? La eu te sper că tu te-ai simțit bine și totul a fost așa cum tu ți-ai dorit. Eu, cu fiecare invitat, simt, trăiesc și sunt empatică. Da, Asta e o chestie mult. firească. Mersi. Și deja copiii voștri când nu se decidă că vor să să-și ia religia care vor, botez sau, să sau fără pe botez. Dumnezeu, da, ei acceptați de noi și asta e cel mai important. Paradoxul da. era că știam că ai făcut nuntă și cumva oamenii care fac nuntă, cununii, atunci merg pe aspectul acesta și de botez, țin toate tradițiile. Nu, toți. <laughs> nu, toți, voi sunteți diferiți. Știți, place să fii diferită de ceilalți. Da, Chestia da. asta se simte. Eu asta iubesc în mine. Că eu nu. că în, în multe aspecte eu sunt, diferit, eu sunt diferită. Ai un mesaj pentru fetele de vârsta ta, care încearcă și ele să se regăsească și să aibă parte de ceea ce ai tu. Să iubească pe dânsele. Și pentru că tu îți faci fericirea cu mâinile tale, să nu aștepți asta de la o persoană, da? pentru că faptul că eu am avut noroc de Cristi, asta nu m-a format pe mine uh, totalmente ceea ce sunt eu acum. Așa cum mă iubesc eu pe mine, nu mă iubește nimeni, pentru că și asta cred că e secretul, să ne iubim, să ne respectăm și noi ne avem doar pe noi. Și... Întotdeauna te uiți în oglindă și zici că eu sunt frumoasă, eu mă iubesc. Da, da, eu mă iubesc, eu foarte tare mă iubesc, pentru că chiar recent mă uitam și spun, corpul meu a adus trei copii sănătoși natural, eu, e că corpul meu a avut atâtea resurse, fără ca să încadă cadă părul, fără ca să încadă cadă și știi cum majoritatea. Dar tu Pasibă. ai vrut să fii sănătoasă. Merci și bro. lucrurile acestea s-au întâmplat. <laughs> da, Ți le-ai da. dorit prea mult și Dumnezeu ți-a dat. Da, da. Și deși eu să nu mă iubesc pe mine. Eu mă respect. eu, Wow, Katia, bravo, așa mai departe. Să mai departe. Noi, mai... Noi putem mai multe. <laughs> Noi avem pentru tine un sticlă de vin de la partenerul nostru Aurelius. Mulțumesc mult. Eu cred că tu ai mai băut acest Sigur. vin. Știi da. cum este licoarea și magia pe care ți-o oferă. <laughs> e un vin alb dulce. O, oh, din spuman. E pentru tine. Mulțumesc. Pentru voi. Eu sunt sigură că voi știți să savurați și să vă bucurați din momente, așa că profitați din plin. Da, doar să mi seara. <laughs> <laughs> și duminic la biserică. Mi-a plăcut chestia asta. Și după noi nu ne bătem. Așa știi, un Cu băcar... normă. Sigur, da, dar avem copii și... <laughs> <laughs> la interviuri te simți întotdeauna în largul tău? Sunt momente în care tu parcă plutești, simți că nu te-ai dus în rândul care tu ți-ai fi dorit. Nu, eu oricum știu că persoanele care mă iubesc o să mă iubească și persoanele care vin să arunci cu cata, o să vin și să arunci cu cat. Deși eu să-mi fac griji. Mă sunt bine cu tine vorbind, chiar dacă asta o să fie, o să vadă, de exemplu, un milion de oameni. Nu, asta așa cum sunt eu. Vreți? Acceptați-mă? Vreți? Treaba voastră. E perfect. Fii tu, pe valul tău, așa cum ești și lasă lumea să te iubească pentru că Mersi. ești minunată. Mulțumesc mult! <laughs> foarte plăcut! Mersi!